De ce n-ar rămâne la noi în România un miliard de euro să-i băgăm în sănătate, în educație, în agricultură, în comunitățile locale? Și uite așa s-au adunat miliarde de euro în anii ăștia, care au fugit din România. Ca să țipe unei acum că nu se fac autostrăzi. Și niște șmecheri, care vezi, Doamne, fac ei un metru de autostradă, ca să o vorbim foarte cinstit. La ora 12:30 s-au inaugurat primii kilometri, au început lucru pentru primii kilometri de autostradă în Moldova. Adică real. Azi, la 12:30. Ei fac circ. Noi facem autostrăzi. Ei țipă. Noi dezvoltăm România. Citeam niște comentarii de la oameni care gândesc și care sunt informați și care sigur că nu mai suportă atâtea minciuni. Acel om de afaceri care am înțeles că a cheltuit 100.000 de euro pentru acest circ, dacă tot avea bani ăștia, putea să dea 100.000 de euro, nu știu, la niște case de copii sau să-i doneze undeva. A zis, plec să văd dacă s-au început lucrările pe autostradă în Moldova. Și a plecat spre București. Numai că legea aprobată în Parlament este autostrada Târgu Mureș-Iași. Ce căuta spre București? Totul este circ. Rămâne la latitudinea noastră, la forța noastră, la determinarea noastră, să spunem românilor adevărul. Eu nu vă cer altceva. Nu vă cer să mințiți, nu vă cer să manipulați, vă cer doar să fiți aceiași români curajoși pe care a avut mereu PSD-ul, să spuneți oamenilor ce se întâmplă și oamenii să judece. Pentru că altfel îi lăsați doar pe acești circari conduși de, nu mai știu cum să-i zic lui Iohannis, sincer, Leneș, să nu, pe aia se supără prea rău. De fapt, nu cred că se supără, că și ca să te superi trebuie efort. Adică, nu.